Bună seara și bine v-am găsit la cel de-al 39-lea episod al podcastului Politică fără zahăr, un proiect unic pentru spațiul mediatic românesc în care încercăm să vă aducem un nou mod de a privi problemele regionale și internaționale care au un efect surprinzător asupra calității vieții din România și nu numai. Alături de mine, așa cum v-am obișnuit, este președinta ESGA, Angela Grămadă. Angela, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul și expertiza ta. Bună seara și mulțumesc mult și eu, Mihai. Da, regret aceste scurte șoferi. Au fost câteva zile pline. Vedem ceea ce se întâmplă în Caucaz, din nefericire. Vedem că apele politice rămân destul de tulburi. Aceasta, cea de-a 39-a ediție a podcastului Politică fără zahăr, este dedicată situației din fosta Republică Sovietică din Caucaz, o regiune de care ne leagă foarte multe interese, mai mult sau mai puțin ascunse. Pentru cei care ne privesc, că îi invit să se aboneze la canalul ESGA pentru a vedea atât episoadele anterioare din Politica fără zahăr, o serie specială dedicată candidaților la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, candidați de care vom mai auzi cu siguranță și în marja următoarelor alegeri parlamentare dintre Prut și Nistru, și de asemenea pentru a vedea episoadele podcastului de limba engleză de EU Spectator, moderat de colegul nostru Cătălin Gabriel Done, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în Uniunea Europeană, cum funcționează și efectele blocului comunitar asupra calității vieții din regiunea noastră. Concomitent, dacă aveți comentarii, dacă aveți sugestii, dacă aveți completări la ce vom discuta astăzi sau ceea ce am discutat altădată, vă rog să ne le semnalați și promitem că cele mai interesante subiecte vor fi acoperite și în edițiile viitoare. De asemenea, dacă vă interesează evoluțiile din regiunea extinsă a Mării Negre, vă invit să accesați site-ul caradenizpress.ro. Angela, vedem foarte multe evoluții în Georgia. Dacă ne poți spune ce s-a întâmplat în ultima săptămână, având în vedere că Georgia este un subiect pe care l-am atins foarte des în podcastul nostru, datorită ție, Caucazul de Sud rămâne o zonă de, ar trebui să fie o zonă de interes maxim și pentru diplomația de la București. Rămâne să vedem dacă acest lucru va fi posibil și în viitor. Da, într-adevăr, a fost o săptămână aglomerată și urmează încă alte multe săptămâni aglomerate în capitala Georgiei, pentru că ei au organizat alegeri parlamentare pe data de 26 octombrie 2024. Și rezultatele acestor alegeri sunt un pic surprinzătoare chiar și pentru noi, cei care am încercat să ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă în ultimele luni, nu neapărat zile sau săptămâni dinaintea alegerilor. Spunem surprinzătoare pentru că toți experții georgieni insistau încă de acum câteva luni că opoziția trebuie să scoată la alegeri mai mult de 70% din electoratul cu drept de vot pentru a putea să aducă schimbarea. Odată având 70% din electorat care să își exprime voința politică, visul georgian nu ar fi putut să aibă aceleași oportunități de fraudare a alegerilor. Și iată că nu s-a reușit acest lucru, avem aproximativ 59% din electoratul cu drept de vot care s-a exprimat, care a ieșit în acea zi fie în țară, fie în afara frontierelor naționale. Pentru prima dată ei susțin că diaspora a votat atât de mult, într-un număr atât de mare. Bine, ei nu au egalat procentul de votanți din afara țării pe care l-a avut Republica Moldova. La noi au fost peste 220.000, din câte țin eu minte. La ei au fost în jurul cifrei de 90 ceva de mii de persoane care au votat în afara țării. Problema e nu diaspora care a votat pentru partidele de opoziție. Problema e ce s-a întâmplat în interiorul țării, modul în care s-a desfășurat această campanie electorală, șansele pe care le-au avut actorii politici care s-au inclus în această cursă electorală, societatea civilă care a fost confuză din cauza acelor presiuni la care a fost supusă în ultimele luni, presa care nu a mai avut acces la stațiile de sau secțiile de vot, pardon,
și nu i s-a permis să documenteze încălcările flagrante ale legislației, dar și a dreptului la vot al cetățenilor. Deci toate aceste elemente de presiune, de îngrădire a dreptului la vot în anumite regiuni au dus la acele rezultate pe care le-au anunțat cei din Visul Georgian, încă înainte ca secțiile de vot să se închidă la ora 8 seara, conform codului sau procedurii de organizare a alegerilor la ei. Secțiile s-au închis la ora 8 seara, ori Visul Georgian deja la ora 5 seara, la ora 17, ora locală, anunțau deja că ei au învins în această campanie electorală și cu un scor destul de avantajos pentru ei. Ulterior, Comisia Electorală Centrală, pentru că votul a fost 90% electronic și doar 10% aproximativ, dacă nu greșesc eu, dar dacă greșesc îmi cer scuze, pe liste, cu buletine fizice, au putut să calculeze atât de ușor și să anunțe rezultatele preliminare încă din 27 octombrie 2024. Și deja era clar că lucrurile vor urma un alt fel de curs decât cel pe care îl așteptau și cetățenii georgieni, dar și partidele de opoziție care au intrat în această cursă electorală. În total au fost 18 participanți. Au depășit pragul electoral 5, printre care și Visul Georgian, partidul de guvernare, care, iată, pentru a patra oară a intrat în Parlament și are, în prezent, conform calculelor preliminare, 89 de mandate, cu unul mai puțin decât la alegerile parlamentare precedente, care s-au desfășurat în octombrie 2020. Sunt foarte multe elemente de analizat, dar cred că împreună vom putea să deslușim cât mai multe dintre acestea, pentru că ele iarăși sunt utile pentru cei care încearcă să se uite la aceste alegeri un pic mai detaliat decât se întâmplă de obicei în spațiul nostru. Angela, ai fost în urmă cu câteva săptămâni în Georgia, pe site-ul Luni, ESGA, luni. câteva luni, îmi cer scuze, ai fost în Georgia. În urma acestei călătorii, care a durat aproximativ o săptămână, dacă nu mă înșel, sau poate mai mult, ați publicat, voi cei de la ESGA, ați publicat un policy paper despre Georgia. Și, desigur, acesta a fost anexat la infobox-ul aferent episodului din perioada respectivă. O să încercăm să-l punem și de data aceasta. Vreau să te întreb, strict curiozitate și nu numai, și curiozitatea profesională academică, din policy-ul vostru, din policy-ul paper-ul publicat de voi, care a avut la bază multe interviuri cu personaje politice importante din opoziție, cu agenți străini, conform actualei legislații Legislație. de inspirație rusească implementată și în Georgia, s-a adeverit ce ați spus voi în policy paper? Previziunile voastre au fost, adică acest tip de policy paper, care sincer știu că a fost unic în peisajul academic românesc, cel puțin în acest an. Probabil mă înșel, nu am acces la tot ce s-a publicat, dar cel puțin în spațiu public, la cel pe care eu îl observ ca jurnalist specializat pe problematica Mării Negre, ar fi fost de ajutor pentru instituțiile statului român dacă ar fi luat în seamă ceea ce ați publicat voi, poate să fi acordat o importanță mai mare a ceea ce se întâmplă în Georgia. Care sunt? Te întreb, știu că urmărești cu atenție spațiul sau cazul de sunt. S-au îndeplinit aceste previziuni? S-a măcar o parte? Nu știu dacă sunt utile lucrurile pe care le voi spune neapărat. Prima dată am scris despre Georgia în anul 2011, atunci când am făcut prima călătorie în Caucazul de Sud și am documentat toate trei țări din această regiune: Georgia, Armenia și Azerbaijan. Nu neapărat în această ordine, dar atunci a fost primul meu contact cu această regiune.
Și eu întotdeauna am fost adepta că nu poți să analizezi o țară sau să scrii despre o anumită regiune dacă nu ai vizitat acea regiune. Și doi, dacă nu cunoști cel puțin una din limbile de comunicare din acea regiune. Ori la acea perioadă, noi am comunicat destul de mult și în limba rusă, nu neapărat doar în limba engleză, atunci când am făcut acea vizită. Și ulterior, din când în Bine, trebuie să când, spunem că fiind... limba, mi de scuze că te întreb, limba rusă, în perioada respectivă, era în continuare, ca și acum, parțial cel puțin, o limbă al elitei politice, economice și academice Da, din Georgia, pentru că un există fenomen similar. conexiuni. Da, deci e un fenomen similar și altor țări, deci nu este un. Nu este altor țări din regiune, mă refer la Armenia, mă refer la. Păi, Belarus, bine, în Belarus e mai rău, mă refer la Republica Moldova, Azerbaijan. Azerbaijanul, deci vreau să spun că una din uneltele importante pentru a putea efectua cercetări academice de teren și profunde este necesitatea cunoașterii limbii ruse. Și în perioada respectivă chiar era o penurie de vorbitori de limbă rusă, de cunoscători ai limbii ruse și a mentalității ruse în spațiul academic românesc. Acum, desigur, vedem o nouă generație care se ridică, inclusiv colegul nostru Cătălin Gabriel Done face parte din noi experți pe spațiul respectiv, beneficiind și de cunoașterea de acest aport lingvistic, faptul că cunosc și limba rusă, dar în momentul respectiv ați fost chiar una din ați fost pionieri. Bine, noi încă de atunci, în 2011, am observat că în Georgia există o detașare de acest spațiu rusesc, și mental, și colectiv, mă refer ca societate, și individual, adică georgienii nu mai aveau un apetit pentru a consuma tot ce venea dinspre Federația Rusă. Și dacă vorbeai cu reprezentanții ai noii generații, adică tineri, persoane care încă nu erau destul de experimentate din punct de vedere profesional, atunci acestea ți se adresau în limba engleză mai mult, lucru care a continuat ca și tendință. Cei care vorbesc limba rusă și o vorbesc destul de bine, sunt în continuare cei care sunt de vârsta a doua, a treia și așa mai departe, adică ei au avut o altfel de experiență de viață. Și în Georgia, în prezent, există un dezinteres față de cultura rusă, față de multe alte chestii care vin din acea zonă. Problema e vecinătatea imediată, adică geografia, care îi face vecini cu rușii și pentru că o mare parte din rușii care au plecat din Federația Rusă din cauza acelei mobilizări parțiale declarate în septembrie 22, au ajuns pe teritoriul Georgiei, le-a plăcut atât de mult încât au rămas aici, au început să-și deschidă companii care, deși funcționează pe teritoriul georgian, mențin legătura cu Federația Rusă, plătesc taxe în Federația Rusă și asta îi face vulnerabil pe georgieni. Prețurile au crescut foarte mult, există foarte multe produse de origine rusă care anterior nu se găseau pe teritoriul acestui stat. Deci există multă influență economică, dar asta nu înseamnă că georgienii sunt deschiși pentru a permite penetrarea spațiului lor informațional sau spațiului lor politic cu influență rusă. Ceea ce s-a întâmplat în Georgia, trebuie acest lucru pur și simplu să-l înțelegem, a fost preluarea modelului de guvernare sau anumite părți din acel model de guvernare de către visul georgian, adaptat la realitățile georgiene și promovat mai departe ca fiind o chestie sau un produs național. Lucru care este impropriu acestei societăți care se opune oricărei forme de limitare a democrației în acest stat. Da, visul georgian a fost opțiunea numărul unu a georgienilor în mai multe scrutine electorale. Și asta s-a datorat în mare parte faptului că opoziția georgiană nu a fost creativă, nu a avut o viziune politică, astfel încât să revină și să
facă publicul acesta georgian cu drept de vot să se îndrăgostească înapoi sau să se reîndrăgostească de aceste forțe politice, pentru că nu au curățat de la bun început acei adepți sau susținători ai lui Saakashvili sau au făcut un fel de traseism politic de la un partid politic la altul și din cauza aceasta credibilitatea lor era destul de îndoielnică. Visul georgian a avut suficient de multe resurse financiare pe care le-a alocat Bidzina Ivanishvili pentru a rămâne la guvernare și pentru a-și instaura în funcții cheie în stat tot mai mulți adepți și susținători ai săi, dar și susținătura iarăși a unei forme de guvernare în această țară. Și pentru că au vândut destul de bine cei din Visul Georgian ucrainizarea Georgiei, adică posibilitatea extinderii războiului sau agresiunii militare din partea Rusiei și împotriva Georgiei, dacă Georgia va fi mult mai activă din punct de vedere al procesului de integrare europeană sau din punct de vedere a proceselor democratice din această țară. Acum, revenind la ceea ce m-ai întrebat tu despre experiența din această vară. Noi, într-adevăr, am discutat cu foarte mulți oameni de acolo, oameni care posibil pot să devină agenți străini și care au decis că vor face voluntariat, iată, din iulie, august, septembrie, octombrie, vor face voluntariat doar ca să mențină aceste instrumente pe care le mai au la dispoziție pentru a promova principiile și valorile democratice. Ei nu numesc neapărat europene, ei le numesc democratice, ceea ce au câștigat și au dobândit de-a lungul timpului. Și au făcut acest lucru pentru că noi am discutat cu persoane care au avut studenți închiși, adică lectori de la universități care se duceau și garantau pentru studenții lor. Noi am discutat cu tineri de acolo, din Georgia. Noi am mers pe stradă și am văzut ce se întâmplă pe stradă, care este reacția oamenilor la propagandă și dezinformare, și oameni care au părăsit teritoriul Federației Ruse când s-a început agresiunea împotriva Ucrainei și nu erau de acord cu acest lucru. Noi am discutat cu experți care ne spuneau că datoria opoziției, misiunea opoziției este de a scoate oamenii nehotărâți la vot. Tinerii vor ieși la vot, dar trebuie să se insiste ca oamenii cu experiență, oamenii care sunt dependenți de resursele financiare din bugetul de stat, să iasă și să voteze altfel, să nu le fie frică, chiar dacă există presiune din partea autorităților. Ne-au spus că cu cât ies mai mulți oameni la vot, cu atât va fi mai greu să fraudeze cei din Visul georgian. Și iată că au ieșit la vot 58%, nu au ieșit la vot acele 70% care erau necesare pentru ca schimbarea să se producă. Și cred că aici a fost marea meteahnă acestor alegeri și a opoziției ca și forță politică unitară, da? Pentru că ei au semnat un pact, de fapt, înaintea scrutinului electoral, prin care și-au promis unii celorlalți să nu deraieze de la această viziune pro-europeană, de la această viziune democratică în cazul în care depășesc pragul electoral și că nu vor merge să facă o coaliție cu Visul Georgian doar pentru a rămâne la guvernare, doar pentru a fi angrenați în acest proces politic. Ceea ce avem acum în Georgia este și bine și rău. Pe de o parte avem un vis georgian care are un mandat mai puțin decât la alegerile anterioare, adică are 89 de mandate, opoziția are 61 de mandate. Asta înseamnă că visul georgian trebuie să recunoască că nu mai are aceeași tracțiune și că acest număr de mandate îi se datorează exclusiv metodelor de represiune pe care le-a impus împotriva societății georgiene. Dar, pe de altă parte, opoziția, prin ceea ce va urma să facă, și deja o parte din acțiunile pe care urmează să le întreprindă au fost făcute publice, în primul rând protestele anunțate de Salome Zurabishvili pentru astăzi,
ora 19, ora Georgiei, și nepreluarea mandatelor. Și despre aceasta cred că am vorbit și aseară un pic la TVR Moldova. Nepreluarea mandatelor înseamnă că nu poți să declari legitime alegerile din Georgia. Adică fără Trebuie opoziție în să, Parlament. da, trebuie să, da, chiar tu în intervențiile tale anterioare ai menționat faptul că o situație care a început similar, să spunem, a existat și în 2020. Tu ai menționat intervenția unor actorii politici străini, inclusiv Uniunea Europeană, care au negociat cumva o încercare de revenire la normal. Aș vrea să menționăm că față de ultimele alegeri sunt niște schimbări în modul de alegere a Parlamentului de la. Deci, Parlamentul unicameral georgian este format din 150 de membri, din 150 de mandate. Este un număr considerat de unii prea mare, de alții prea mic. Și vedem că în 2024 pragul electoral a fost de 5%, iar în 2020 de 3%, ceea ce a permis și fracționarea opoziției împotriva visului georgian în 2020, multe partide. Și vreau să te întreb, având în vedere că tu ai avut contacte cu persoane din, bănuiesc că din întreg spectrul politic de opoziție din Georgia, oamenii ăștia pot lucra împreună? Nu prea. Deci, întrebarea de oamenii ăștia pot lucra împreună? Adică există cumva, am văzut acele ceremonie mai fastoasă, așa, de semnare a actului, a propunerii de pact de către președinta Georgiei, care este, trebuie să spunem, o membră a diasporei georgiene, este născută în Franța, are o carieră diplomatică destul de interesantă în aparatul diplomatic francez și, la un moment dat, ea a devenit președinta al Georgiei cu sprijinul visului georgian, adică a fost unul din, să zicem, un compromis pe care visul georgian a încercat să-l facă pentru a nu înăspri relațiile cu Uniunea Europeană, dar, din câte înțeleg, urmează ca următorul președinte să nu mai fie ales prin vot direct, să fie ales de Parlament. Te rog frumos să mă contrazici dacă Așa s-a greșesc cu întâmplat și ceva. data trecută. Da, și deci urmează, deci practic în acest moment Salome joacă, doamna președintă joacă din la Tbilisi și cam joacă ultima șansă să nu permită înlocuirea sa din funcție și eventual alungarea sa din țară, că din câte înțeleg au fost propuneri și pentru a-i lua cetățenia, știu că sunt niște demersuri pentru a o demite din funcție, adică e o întreagă sarabandă de acuzații împotriva sa. Te rog. Noi, în paperul pe care l-am scris în vara acestui an, am prezentat într-un subcapitol care sunt principalele forțe politice și ce șanse au acestea pentru a depăși pragul electoral. Și aici este un detaliu important. Dar revenim la platforme. În urma protestelor din primăvara anului 2024, a existat o inițiativă prin care aceste partide politice de opoziție, cele mai importante, și-au dat ele timp până la sfârșitul lunii iunie pentru a forma o listă unică, da? Ca să meargă unificat în fața cetățeanului georgian și să-i spună care este platforma electorală, viziunea pentru a depăși această guvernare care este din ce în ce mai represivă. Noi tot așteptam să vedem care vor fi rezultatele acestor discuții dintre liderii acestor formațiuni politice. Luna iunie s-a terminat, începuse deja luna iulie și tot nu aveam nicio finalitate. Și undeva pe data de 9 iulie, dacă nu greșesc eu, dar aceste detalii sunt deja în paper, au început să apară primele declarații. Și astfel am fost martorii formării a patru platforme importante sau patru poli importanți în rândul opoziției. Primul și cel mai important a fost cel care s-a construit în jurul Mișcării Unității Naționale, fostul partid condus de Saakashvili.
și care a reușit să mai aducă alte două formațiuni politice alături și sondajele dădeau ca acest pol anume să aibă cel mai mare număr de susținători la alegerile din 26 octombrie. Dacă te vei uita pe rezultatele alegerilor, vei vedea că sunt aproximativ trei poli care au cam același număr de voturi și de procente, da? Și Gaharia, care a luat 7,7%. Dacă greșesc ceva, o să mă corectez sau o să lăsăm în infobox rezultatele finale ale alegerilor. Ideea e că de aici s-a furat cel mai mult. Adică de aici au fost cele mai mari falsificări. Noi spunem falsificări, noi nu am participat la aceste alegeri, dar s-a furat cel mai mult în sensul că dacă comparăm ce au dat sondajele dinainte de finalizarea, de începerea votului și ceea ce s-a obținut după afișarea rezultatelor preliminare. Al doilea pol a fost cel format în jurul lui Nica Gvaramian și Nica Amelia, dacă nu greșesc eu. Sunt atât de multe nume similare încât s-ar putea la un moment dat să am anumite erori în discurs. Nica Amelia, pardon, Nica Amelia. Nica Amelia s-a rupt din Mișcarea Națională Unită, el fiind liderul Mișcării Naționale Unite în anul 2020, cel care a refuzat să preia mandatele de deputat în urma acelor alegeri și care ulterior a acceptat să preia totuși mandatul de deputat după ce a intervenit Charles Michel ca și mediator între guvernare și opoziție pentru a depăși acea criză politică în urmă cu 4 ani. Și totul în numele acestui parcurs și șansei europene a Georgiei. Nica Amelia s-a rupt din Mișcarea Națională Unită și cu Nica Gvarame au format un nou pol politic și au adus trei formațiuni politice împreună. Deci avem Mișcarea Națională Unită, Mișcarea Ahali, cu încă alte două formațiuni politice și un al treilea pol a fost format de Lelo pentru Georgia, la care s-a adunat o formațiune sau o mișcare politică ieșită din cadrul protestelor, Freedom Square se numește ea, condusă de către un reprezentant al mediului academic, adică un profesor universitar, în care au încredere foarte multă tinerii. Și al patrulea pol este Gaharia, care s-a rupt din visul georgian, adică din actualul partid de guvernare, și a făcut o nouă formațiune politică și care a luat 7,7%. De ce l-au lăsat pe Gaharia cu acest procent? Și aceasta este ipoteza experților georgieni, ca să aibă cu cine să negocieze. Dar Gaharia a declarat că el nu va merge la niciun fel de negocieri cu visul georgian, pentru că este foarte clar că s-a furat la aceste alegeri. Deci, noi când spunem s-a furat, noi operăm cu declarațiile liderilor politici din această țară, da? Din partea opoziției, și operăm cu declarațiile organizațiilor de monitorizare și de observare a scrutinelor electorale, mai ales ONG-urilor. De ce? Pentru că de această dată OSCE a avut un discurs foarte evaziv și a vorbit în termeni atât de evazivi încât să nu destabilizeze și mai mult situația din această țară. Adică precauția cu care a operat OSCE de această dată este extraordinară. Ca să nu toarne practic gaz pe foc. Dar iată, nu cu mult timp în urmă, am primit pe mail una dintre analizele pe care a făcut-o Platforma Europeană pentru Alegeri Democratice, în care ei fac referință la raportul ISFED. ISFED este un ONG local care este echivalentul Promolex în Republica Moldova și se ocupă de monitorizarea alegerilor, adică au această experiență
multianual, adică de foarte mult timp în Georgia, în ceea ce privește monitorizarea alegerilor. Și Svet spune foarte clar, alegerile au fost fraudate, nu s-au derulat într-un mediu normal, adică cu respectarea tuturor normelor electorale, și au fost clar momente pe care ar trebui să le cunoască comunitatea internațională. Deci, cei care vor să afle detalii despre acești poli ai opoziției care nu au reușit să se unifice în iunie, în iulie, și îi văd acum ieșind în fața populației, pot să acceseze acel policy paper pe care noi l-am prezentat. Deci, singura eroare pe care noi o putem recunoaște din analiza noastră, dar asta bazându-ne pe cercetarea de teren, bazându-ne pe rezultatele sondajelor, bazându-ne pe sentimentele pe care am încercat să le identificăm la nivel local, pe faptul că nu au ieșit la vot numărul de persoane necesare pentru ca opoziția să aibă o victorie clară, care să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării de către visul georgian. Deci asta a fost practic elementul care a generat rezultatul final al acestor alegeri. Bine, era și normal, Bine, nu era o chestie care putea fi măsurată de către voi cu timpul și uneltele și Mihai, sondajele. încă un detaliu foarte Te rog. important. Noi am început analiza noastră în anul 2023 și nu am putut să o finalizăm pentru că nu ne era foarte clar cum va acționa opoziția. Noi nu aveam toate aceste detalii, noi nu aveam elemente care să ne prezinte faptul că opoziția va depăși anumite frustrări, anumite experiențe anterioare și se va putea unifica cel puțin în câteva platforme. Faptul că s-au unificat și au ieșit în fața acești patru poli de putere ai opoziției e un lucru mare, lucru care nu putea să fie scos la iveală în anul 2023 și de aceea am așteptat să vedem care vor fi detaliile pe care le vom putea accesa în preajma alegerilor sau cel puțin cu câteva luni înainte de alegeri, atunci când lucrurile vor deveni cel puțin pentru noi mai clare un pic. Ce urmează în Georgia? Deci astăzi suntem în data de 28 octombrie, peste câteva zile bănuiesc că vor fi și oficializate rezultatele, vor fi validate de către Curtea Constituțională de la Tbilisi și organele electorale care sunt controlate de visul georgian. În această seară, chiar puțin înainte de transmisia emisiunii noastre, președinta Georgiei a chemat lumea la proteste la Tbilisi. La ce să ne așteptăm în perioada următoare? În primul rând, trebuie să luăm în calcul faptul că deputații sau potențialii deputați din partidele de opoziție nu și-au preluat mandatele și au declarat că nu le vor prelua. Asta înseamnă că, indiferent de ceea ce va spune Curtea Constituțională, dacă aceștia nu se așează pe scaunele lor din Parlament, atunci vor trebui să declare alegeri parlamentare anticipate. Asta ar însemna că peste 6 luni Georgia ar trebui să treacă printr-un moment repetat. Visul georgian nu va reuși să convingă o parte din acești deputați totuși să-și ia mandatele în primire, sub o formă sau alta, poate o formă de compromis, poate conform acelei vorbe balcanice, ce nu rezolvi cu bani, rezolvi cu mai mulți bani? Aici depinde deja de oamenii care vor ieși în stradă și care vor cere din partea partidelor de opoziție pe care le-au votat să fie responsabili față de promisiunile pe care le-au făcut ei singuri cu câteva zile înainte de alegeri. Adică acel pact semnat de către partidele sau platformele acestea care au format opoziția. Pentru că asta ar însemna că dacă va exista o trădare din partea lor, la alegerile viitoare nu vor mai fi votate deloc și vor ieși din viața politică, lucru care s-a întâmplat și cu alte formațiuni politice și atunci vor fi doar
clienții codului electoral, în sensul că vor participa la alegeri și indiferent de voturile pe care le vor primi, adică vor depăși sau nu pragul electoral de 5%, vor primi bani din bugetul de stat, pentru că așa prevede legea, dar nu vor fi niciodată parte a guvernării sau nu vor ajunge niciodată partid de guvernare care să formeze vreo coaliție în Parlament. Și știm foarte bine că acest lucru s-a întâmplat anterior în Georgia. Deci, aceste două elemente pe care le-am prezentat, pe de o parte, nepreluarea mandatelor de deputat de către opoziție, este foarte mult dependentă de numărul de masă critică pe care o vom vedea la protestele din perioada care urmează în Georgia. Și să vedem care va fi rezultatul acelui apel pe care l-a făcut Salome Zurabishvili în seara zilei de 27 octombrie. Adică numărul de protestatari va conta foarte mult și voința acestor protestatari de a-și apăra votul. Dacă e să ținem cont că am avut proteste în Georgia și cu 200.000 de persoane și cu 300.000 de persoane, eu cred că opoziția nu va putea să își permită o cedare prea rapidă în fața visului georgian. Deci sunt interdependente, depinde foarte mult de câți oameni vor ieși la protest. Am văzut că inclusiv domnul Blinken condamnă US condemns breach of international norms during October 26 elections. Vedem că și Ministerul de Afaceri Externe de la din Lituania și Letonia condamnă ce s-a întâmplat. Vedem practic că doamna Zurabishvili a respins, după cum bine ai spus, rezultatele alegerilor. Știm că, da, în urma adoptării unei legislații de inspirație rusească în Republica Georgia, statul caucazian a suferit deja primele consecințe diplomatice, și anume înghețarea discuțiilor cu Uniunea Europeană, înghețarea unor fonduri din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Dar acest mod de a sancționa statele care nu respectă normele internaționale pare să nu funcționeze în cazul unor state mai mici sau mai mari din zona Mării Negre. Vedem și eșecul sancțiunilor internaționale atunci când vorbim despre demersurile de oprire a invaziei militare ilegale ruse din Ucraina. Ce s-ar putea face pentru a convinge autoritățile în eventualitatea în care nu se va ajunge la un compromis, sau ce ar putea să facă aceste state, comunitatea internațională, pentru a îndruma Georgia spre o normalizare? Bine, ceea ce ne-au sugerat experții georgieni înșiși, ca și o parte a soluției, nu soluție finală, a fost publicarea raportului Comisiei Europene cu privire la situația sau cooperarea bilaterală cu Georgia și scoaterea în evidență a tuturor lacunelor și a celor probleme din Georgia, care se referă la implementarea politicilor publice și a reformelor. Este unul la mână. Doar că ei au rugat ca acest raport să fie publicat înainte de alegerile din Georgia, ca să arate visului georgian că se uită cu atenție la starea internă, adică la acel progres sau, dimpotrivă, regres pe care îl operează visul georgian în interior. 2. Ceea ce s-a putut face și în continuare se mai poate face este publicarea extinsă a listei cu persoane din Georgia, oficiali georgieni care au intrat în acel număr de persoane sancționate și care nu a fost făcut public. Pentru că societatea civilă din Georgia a cerut ca această listă să fie făcută publică pentru a-și cunoaște eroii, în ghilimele, dar partenerii occidentali nu au dorit să le meargă în întâmpinare neapărat, pentru că ei credeau că mai există în așa mod ceva instrumente de mobilizare a visului georgian în ceea ce privește domolirea apetitului lor pentru ar rămâne la guvernare, chiar dacă populația nu-i mai dorește acolo.
Alte mecanisme nu sunt neapărat eficiente. O speranță mai era la rapoartele de monitorizare a alegerilor, ca acestea să condamne fraudele pe care le-au documentat. Și vedem că mai degrabă ONG-urile internaționale implicate în asemenea procese sunt mai responsabile, pe când organizațiile internaționale guvernamentale au un discurs mult mai evaziv. Dar aș vrea să evidențiez două chestii. Prima, vizita oficială a lui Orban, care se va efectua în Georgia în perioada 28-29 octombrie, la invitația visului georgian, ca să demonstreze că mai există state membre ale Uniunii Europene, partenere fidele ale Georgiei. Și un al doilea moment care pe mine m-a surprins, discursul lui Iulian Bulai, membru al delegației Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei, deputat român, care a fost un discurs, care a avut deja de altfel un discurs destul de curajos și care a spus foarte clar, există o Georgie oficială în interiorul secției de vot, acolo unde teoretic poți să-ți exprimi votul într-o manieră foarte corectă și există o Georgie în afara secției de vot, acolo unde poți să vezi presiune, poți să vezi limitarea presei de, ca să aibă acces să-și facă munca, așa cum ar trebui jurnaliștii, limitarea capacității de monitorizare de către observatorii naționali ai acestor alegeri parlamentare, resurse limitate pentru opoziție, financiare se are în vedere pentru că a fost limitat printr-o procedură cantitatea de resurse financiare pe care o puteai folosi pentru această campanie, presiunea asupra liderilor opoziției, organizarea de grupuri, hai să zicem, activiști, dar cu tendințe paramilitare și aici avem în vedere un fel de titușchi care s-au aflat în apropierea secțiilor de vot, mai ales acolo unde erau reprezentanții ai opoziției sau ai societății civile. Folosirea în această campanie electorală, chiar în ziua alegerilor, a etnicilor, minorităților etnice și multe alte chestii care au fost documentate de către observatorii naționali și internaționali. Încercarea de a oprima capacitatea societății civile de a monitoriza alegerile, iar este și de asta m-am mirat că a venit de la o persoană din România care a avut curajul să spună un pic mai multe decât pot spune de obicei oficialii români. Eu aici, neîncercând de a-i face cumva vreo campanie electorală oficialului român. Adică vreau să pun această întrebare oricum. Te rog, în 2-3 minute, care sunt interesele României sau care ar trebui, de ce ar trebui să monitorizăm cu mai mare atenție ce se întâmplă în Georgia și ce se întâmplă în Caucazul de Sud? Și nu mă refer aici la faptul că la fiecare 2 ani echipa de rugby a României joacă un meci cu echipa de rugby a Georgiei în Cupa Antim Ivireanu. Pentru cei care se uită la noi, Antim Ivireanu este un mitropolit al țării românești, care a jucat un rol extrem de important în introducerea limbii naționale în cult, în cultul ortodox, și un rol important în redeșteptarea națională culturală prin faptul că a sprijinit atât în România cât și în Georgia tipărirea de cărți. Deci și avem desigur Mănăstirea Sfântul Antim din București. Deci avem o serie întreagă de legături cu Georgia, chiar și în Bulgaria avem foarte multe mănăstiri construite de nobili georgieni care la un moment dat făceau parte din Imperiul Bizantin, deci sunt foarte multe relații. Dar în momentul octombrie-noiembrie 2024, de ce trebuie să privim cu atenție la ce se întâmplă în Georgia? Aveam Rompetrol în Georgia.
Avem un punct NATO gestionat de către diplomații români în Georgia și diplomații români sunt foarte apreciați acolo la nivel local pentru profesionalismul lor. Avem o Georgie care este țara de tranzit pentru mai multe proiecte energetice dinspre Azerbaijan, spre alte state membre sau state partenere României, dar membre ale Uniunii Europene sau state partenere ale României, spre Turcia. Avem Georgia inclusă în proiectul comercial sau proiect sau rute de transport pentru mărfuri, Middle Corridor. Avem o Georgie care are problemă similară cu Republica Moldova, problema de integritate teritorială. Și s-a spart deja unitatea în această privință între cele trei state pe care le aveam noi în vedere în mai multe inițiative ale noastre, la care ne uitam noi, mă refer la Republica Moldova, Ucraina și Georgia, și la acele declarații semnate între instituțiile publice ale acestor țări despre soluționarea la pachet a acestor conflicte de pe teritoriul acestor țări. S-a spart unitatea odată cu declarațiile lui Bidzina Ivanișvili din septembrie 2024. Avem o Georgie care are un potențial de a deveni un punct atractiv pentru comerțul între est-vest, nord-sud. Bine, nord-sud e mai complicat pentru că avem la nord Federația Rusă, la sud avem Armenia și Iran. Da? Cu care, țări mai problematice cu care poți să dezvolți un dialog comercial. Dar cel mai important este că modelul pe care l-a adaptat de guvernare visul georgian pentru realitățile interne devine din ce în ce mai atractiv pentru alte state din regiune. Și aici aviz amatorilor din Republica Moldova, care deja se uită cu jind la ceea ce face visul georgian și ar dori să facă după alegerile parlamentare din anul 2025. Ori acest lucru nu prea este în favoarea intereselor României în Republica Moldova, adică o reorientare a Republicii Moldova dinspre vest în ceea ce privește politica externă către vest, către est. Acesta este cel mai mare pericol pe care îl poate exporta Georgia în prezent, adică modelul de guvernare care nu mai apreciază atât de mult valorile democratice, fie că le numim europene sau nu, dar valorile democratice ar putea să nu mai fie la fel de interesante pentru alte state din regiune. Angela, îți mulțumesc foarte mult pentru acest semnal de alarmă tras inclusiv pentru cei de la București. Sper ca cei care se uită la podcastul nostru să înțeleagă faptul că venim cu recomandări și critici constructive. Sunt zone pe care le urmărim cu atenție. Nu încercăm să dăm sfaturi care nu pot fi implementate sau nu avem niciun interes pecuniar în această problemă. Proiectul Politică fără zahăr, care a ajuns la aproape 40 de episoade, este un proiect făcut din inițiativă chiar cetățenească, putem spune, pentru a încerca să explicăm celor care se uită la noi mai bine situația din regiune și să vedem și îți mulțumesc pentru timpul și expertiza ta, mai ales că știu că ești extrem de ocupată în această perioadă. Pentru cei care doresc să ne urmărească, îi sfătuiesc să se aboneze la canalul Rezga. Avem nevoie de dumneavoastră pentru a învinge zeii YouTube și algoritmii acestora și de asemenea vă invit să urmăriți episoadele anterioare ale podcastului Politică fără zahăr. Avem și o serie specială dedicată celor care au candidat la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Vom mai auzi de aceștia și pe parcursul alegerilor parlamentare următoare din acest stat de la est de România, din flancul nostru estic. De asemenea și podcastul The EU Spectator, un podcast de limba engleză, moderat de Cătălin Gabriel Don, în care veți înțelege mai bine ceea ce ar trebui să facem pentru a putea trăi mai bine în Uniunea Europeană. Este un sistem care are nevoie de evoluții, de perfecționare, dar este cel mai bun sistem pe care îl avem în acest moment. Angela, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul și O expertiza ta. mică informație pentru Te cei care ne urmăresc pe YouTube. La secțiunea comunitate puteți să vedeți
Recomandarea noastră de săptămâna trecută e un editorial caradenispress.ro semnat de Mihai Isac și rupem promisiunea de la el că ne va mai transmite link-uri utile Mare, pentru cei care ne urmăresc. cu mare drag și, desigur, dacă sunteți interesați de evoluțiile politice din bazinul Mării Negre, vă invit să accesați pagina caradenispress.ro, agenția de știri și analize a Mării Negre. Din nou, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați urmărit și vă așteptăm zilele următoare cu o ediție specială despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Turul al doilea, domnul Stoianoglu, a refuzat să vină la ultima confruntare cu doamna președintă Maia Sandu, după ce în data de duminică, 27 octombrie, puteam să spunem că doamna președintă a șters cu dânsul cu el pe jos, așa ca între români. Pentru cei care ne urmăresc în Republica Moldova, această expresie va trezi zâmbete și, Angela, îți mulțumesc și să știi că o să ne ținem de promisiune ediție specială pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, urmările, importanța ei, flancul estic al Uniunii Europene este în pericol. Și noi am spus acest lucru la acest podcast, ați auzit prima dată despre importanța Georgiei, datorită implicării Angelei Grămadă și acest exemplu georgian, ne place, nu ne place, poate fi replicat la Chișinău, punând în pericol securitatea României și securitatea spațiului nostru electoral, că tot vom avea și o serie de ediții speciale pentru alegerile parlamentare și prezidențiale de la București. Împreună cu Cătălin Gabriel Done, care sper că ne urmărește și aprofundează datele despre programele partidelor din România. Angela, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul și Și eu expertiza ta. mulțumesc. Toate cele bune, ne vedem săptămâna viitoare.